Alicia Fernandez, Marta Lopez și Mireia Gonzalez au fost printre surprizele plăcute din lotul Spaniei, vicecampioană mondială în Japonia. Când au plecat acolo, mi-am dorit ca Spania să intre în primele 10. De ce în primele 10? Pentru că știți că criteriile impuse de federație în transferul jucătorilor străini este să nu ai mai mult de două sportive care nu fac parte din echipele, eu știu, clasate în primele 10 la un campionat mondial, olimpic sau european. Noi având trei acolo, normal că dacă intrau în primele 10, toate trei intrau în criterii și ne-ar fi ușurat, eu știu, strategia noastră de a forma un lot valoros pentru sezoanele următoare. Numai că Spania s-a autodepășit, a avut o evoluție foarte bună cu România, cred eu, care le-a dat aripi și a ajuns în finala competiției, o finală în care nu s-au făcut deloc de râs, din contră, spun că au confirmat evoluția bună pe acolo și numai probabil o greșeală de arbitraj în final nu le-a permis să ajungă în prelungirile competiției și cine știe să transforme argintul în aur. Municipalele vor începe meciurile oficiale în Liga Florilor chiar imediat după începutul anului.